Mario Fresh și Brunețica Zâmbitoare au ieșit la o cafeluță și la câteva taclale rapide. Fie că se știu de ceva timp, fie că între ei ar fi ceva mai mult, un lucru este cert, cântăreșul și domnișoara cu pricina aveau mare chimie. Au zâmbit non-stop și parcă radiau de încântare unul în preajma celuilalt. Nu vrem să exagerăm însă, între cei doi nu au existat gesturi prea apropiate sau alte lucruri care să îi dea de gol, însă chimia plutea în aer, sau și-a sortat. Atât Mario, cât și fata cu care erau purtat ținute casual, în nuanțe de negru și gri. Matki, în timp ce povesteau de Zor, lângă fostul Alexiei Eram și amica s-a apărut un om al străzii. Săritor din fire și foarte empatic la o primă vedere, Mario Fresh nu a stat deloc pe gânduri și a dat acestuia imediat sticla de apă pe care o cumpărase în urmă cu doar câteva momente. Fie că a făcut acest gest pentru a-și impresiona noua prietenă, fie pentru că este mereu atât de milostiv cu cei din jur, cântărețul a făcut o faptă bună, asta este cert. La plecare, cei doi s-au îmbrățișat lung și s-au pupat pe obraz. Strict amical, însă la cât de tare ilumina chipul domnișoarei, am zice că de la prietenie la iubire nu e decât un singur pas. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.